Aici văd că aveți tigri. Tigri, da. Așa sunt pui și mușașa și... Cum îi cheamă pe tigri? Aca și Rochi. Și aici cam câte grade ei sunt? Acum o să fie 10 grade, dar tot așa, o curăține, dar ajung tot la fel. Deci tot la fel ca și celălalt. Adică 20 de grade? 20 de grade, 20 de grade. Este. Acum o să le și spălătă jos, sunt tu și de geamă le și pentru tigri este... Păi 20 de grade e suficient pentru ei. Dar tigri poate să fie mai puțin, dar lei e mai bine, lei sunt mai sensibile. Pe lei cum îi cheamă? Turium. Celălalt e Turi, deci ăsta e Turi, ăsta e Sandokan. Și de unde sunt ei aduși? El e adus de la donat de un Miss Miranda, niște rom, care l-au dat cadou la cea mai frumoasă și l-au după 6 luni, nu s-au înțeles cu el și l-a dat nou. Dar ei afară în temperaturile astea maxime, minus 3, minus 4 grade, nu pot rezista, nu? Ba mai rezistă, nu vezi că tigloica deja stă afară. Dar se îmbolnăvesc sau ce ar face da, dacă ar sta afară? Mișcăm, dar bineînțeles că de ce s-ar îmbolnăvi un tiglu? Păi plămâni, deci are ca și omul răci la plămâni, în primul rând. Și după aia o concesie pulmonară care este, dar noi nu riscăm, înțeles? S-au îmbolnăvit până acum? Nu, n-am avut probleme. Dacă s-ar îmbolnăvi, cu ce strata? Păi dacă s-ar îmbolnăvi, unde vezi, noi asta aici e un compartiment în care l-am pune aici și l-am, va fi un gard, un țar de contenție, l-am împinge un grătar în față și pe l-am adus înapoi aici. Și l-am lăsat în compartiment, în drumul ăsta, până îi facem tratament. Tratament cu ce? Cu antibiotice necesare în funcție de boala care este, deci cu antibiotice și vitamine, până când nu se vine. Timp de cât timp? Timp de cât? Păi depinde, 5 zile, 3 zile, depinde de boala pe care o are, dacă de cât este, 5-7 zile, deci cât este necesar și ținem mai mult sub supraveghere. Dacă spune nevoie, îl mai repetăm după tratamentul, dacă mai... Și depinde și de imunitate și de mai ce? Bineînțeles, și de imunitate și de medicamente și de avansarea lui, dar odată luăm la prima fază. De când se observă, fiind zilnic, făcându-se de rezervă la fiecare compartiment, deci vizitarea lor. Tigrii au imunitatea bună? Da, de regulă. Toți. Și tigrii și lei, n-au avut prea probleme.